Mâncarea risipită produce poluare când ar putea să hrănească nevoiași. Cumplit este că în prezent aruncăm în medie 100 de kilograme de alimente pe an, deși un român din 8 trăiește în sărăcie din venitul minim garantat. Legislație care să limiteze asta există încă din 2016, însă puțin o respectă. Deși actul normativ prevede ca magazinele să vândă la preț redus sau chiar să doneze produsele care se apropie de data expirării, le numărăm pe degete pe cele care fac acest lucru. În tot acest timp, Inspectorul Pro a filmat în Austria modul în care oamenii reușesc să facă o sursă de hrană din alimente care altfel ar ajunge la groapa de gunoi. Risipa de alimente a atins cote alarmante și s-a transformat într-o sursă de poluare. Pentru fiecare kilogram de mâncare, industria alimentară aruncă în atmosferă 4,5 kg de dioxid de carbon, iar rezultatul se vede în încălzirea globală. 8% din efectul de seră provine de la fabricile de alimente. Tocmai de aceea, instituțiile europene și activiștii de mediu luptă cot la cot pentru înjumătățirea cantității de mâncare aruncată, care se ridică la nivel mondial la 1,3 miliarde de tone pe an. Gata, a sărit gardul. Acum a început aventura băieților. Câțiva tineri din Austria au găsit un mod inedit de a salva planeta. Mănâncă din tomberoane. Echipa noastră i-a însoțit într-una din acțiunile lor săptămânale. I-am surprins scotocind prin pungile cu produse expirate, pe care cei de la magazin sunt obligați să le distrugă. Oh, jackpot! Few carrots. Not that bad. We'll be later a nice soup. These eggs are good. The point is these ones have to be cooked very well. Then it's no problem anymore. For sure no problem. Oh, butter. I like butter. Pare o nebunie, dar să știți că alimentele ambalate nu expiră exact la data prevăzută pe etichetă. This is full of actually good food. Au găsit clătite, au găsit banane, pere, iaurturi. Today it's a bad day. Așadar, un produs expirat nu înseamnă obligatoriu stricat, ci doar faptul că producătorul nu-i mai poate garanta calitatea. Acești tineri spun că mănâncă din gunoi de 4 ani și niciodată nu s-au îmbolnăvit. Fac asta din convingere și nu din sărăcie. Nu sunt din categoria celor care nu au unde să doarmă noaptea. Ba dimpotrivă, i-am filmat la ei acasă într-un imobil dintr-o zonă veche a Vienei. For going up you have to take off the shoes. Or maybe I make an exception now with the camera. It's a little bit complicated. Vom respecta ceea ce a spus el. Mâncarea pe care o ridică din supermarketuri o transportă apoi cu bicicleta către niște puncte improvizate din oraș, de unde oamenii o pot lua acasă. It's a little bit hard. No. No? Compared to what I usually carry, almost nothing, because he came, so it's half of it. Oh. Last Friday for future, it was like this. Really? Yeah. Chiar dacă clienții nu au venituri colosale, vorbim totuși de cetățeni pe care nu sărăcia i-a împins să adopte un alt stil de viață. I do it already 10 years, so, or more than 10 years, 15 years, I eat from the garbage. Really? So, yeah. I never had a problem with food from the garbage, just what I bought. A ales un iaurt bio, niște pâine, brânză. What is this? It's oven cheese. Do you know how much money do you save? I save for sure 300 euros per month. Did you choose something? Yeah. Yes, a bread. Bread? Yeah, it's bio bread. I don't check it on money basis. So I know that there is food. And so this food will be thrown away if I don't come and take it. Astfel de acțiuni au loc săptămânal și se dovedesc a fi de succes. Am revenit a doua zi ca să verificăm rezultatul. Mai toată mâncarea aruncată a fost refolosită. Au mai rămas doar câteva banane, câteva sandvișuri, salate, dar aseară când am venit aici erau înșirate toate pe trotuar. Conceptul antirisipă e larg întâlnit în Austria. Alți voluntari, de pildă, au încheiat parteneriate cu patiserii sau cu magazine alimentare din Viena. Aceștia s-au constituit într-o asociație care numără 1000 de membri. It's the salad till 6 p.m. And we get there at 5 past 6. Five minutes ago people could buy it and now it's for free. Voluntarii au creat o rețea de 24 de puncte alimentare. Acolo duc tot ce iau gratis din magazine și dau posibilitatea oamenilor să se aprovizioneze tot gratis pentru acasă. Sunt ceva sosuri, zahăr, salate, fructe. Oh, și aici ceva pâine.
O dată pe lună, tinerii se întâlnesc și gătesc. Vorbim în cazul acesta despre un proiect mai complex din care face parte și Facultatea de Agricultură din Viena. Instituția de învățământ le-a pus la dispoziție o bucătărie complet utilată și o sală de mese. So it's potato and carrot soup. We made it somehow together. So maybe a 10 people or 15 people. This is the dessert. I think it's part of the dessert. We spent maybe 3 hours taking the seeds from the grapes. Problema risipei alimentare se află pe agenda ONU a Comisiei Europene. Până în 2025, fiecare stat membru trebuie să vină cu strategii și măsuri concrete menite să reducă la jumătate cantitatea de mâncare aruncată. Hotelierii austrieci iau deja atitudine. We don't throw anything away. We are also zero waste. We have the zero waste seal and we use the pork from here to here. Yeah? Yes. Everything. Porțiile de mâncare sunt calculate în funcție de câți clienți au un hotel. Tot ce rămâne este oferit angajaților sau donat centrelor pentru persoane fără adăpost. Farfuria este goală. Toată lumea își pune în farfurie exact cât mănâncă, astfel încât să nu existe risipă alimentară. Potrivit Comisiei Europene, 89 de milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi. 5 milioane de tone provin din România, care ocupă astfel locul 9 în clasamentul risipei. La nivelul întregii Uniuni, poluarea nejustificată provocată de mâncarea nefolosită se ridică la 170 de milioane de tone de dioxid de carbon. But why do they throw away this? A lot of people always ask me. I don't know. La nivel mondial stăm și mai rău. Pentru cele 1,3 miliarde de tone de alimente risipite, dioxidul de carbon emanat în atmosferă se ridică la aproximativ 3 miliarde de tone pe an. O cantitate alarmantă care se adaugă la poluarea auto și cea industrială și împreună fac ca ghețarii să se topească în oceane, iar iernile să se transforme în primăveri. Cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.